ediția din acest an a Eurovision ar putea fi și ultima pentru România. Televiziunea română a anunțat că s-ar putea retrage din concurs în urma scandalului cu organizatorii competiției. Vă reamintim că EBO a acordat 12 puncte Ucrainei ca fiind din partea noastră, deși juriul românesc votase pentru Republica Moldova. Ulterior, organizatorii au anunțat că au descalificat juriile din mai multe țări, printre care și România. Organizatorii au descalificat 6 țări, printre care și România, pe motiv că s-ar fi înțeles dinainte în privința rezultatelor. TVR a anunțat că investighează acuzațiile aduse de EBU, dar dezaprobă modul în care a gestionat situația. Considerăm inacceptabil comportamentul EBU, care a aplicat un dublu standard în cazul unor grupuri de țări ale căror voturi s-au împărțit într-un mod care ridică suspiciuni. În timp ce unele țări au fost penalizate, notele juraților fiind înlocuite cu note acordate de EBU printr-un așa numit algoritm netransparent, care ridică că la rândul său suspiciuni, pentru altele nu a fost aplicată nicio sancțiune. Mai grav, au beneficiat de puncte suplimentare dirijate de EBU în numele țărilor penalizate. Se arată în comunicatul TVR. Reprezentanții televiziunii publice spun că iau în calcul retragerea României din viitoarele competiții. Atitudinea de neînțeles a EBU față de TVR, un membru de tradiție al acestei organizații care merită tratat cu respect, este subliniată și de faptul că organizatorii Eurovision au ales să mintă în timpul transmiterii rezultatelor finale ale concursului. Când a venit rândul reprezentantului României să anunțe rezultatul votului juriului, organizatorii au invocat o problemă tehnică inexistentă pentru a prezenta notele furnizate de algoritm. Reiterăm ce am spus și în primul nostru comunicat. Nu a existat nicio problemă tehnică. Eda Mărcuș era pregătită să intre în direct, iar legătura funcționa perfect. Singurul motiv pentru care ne-a fost interzisă anunțarea votului juriului din România, care acordase 12 puncte Moldovei, a fost acela că am refuzat să acceptăm punctajul impus de EBU, mai spun reprezentanții TVR.